Gata? Merge. Domnule primar, ați avut câteva proiecte de hotărâre interesante astăzi pe ordinea de zi, care s-au votat în unanimitate. Aș dori să începem cu cel de la CECAR, adică în sfârșit a venit momentul să-i mai și controlați pe acești oameni de la asociațiile de proprietari. Da, bine, noi controlăm și acum asociațiile de proprietari. Din păcate, biroul mic pe care îl avem în cadrul primăriei, 5 oameni, nu pot controla peste 200 de asociații de proprietari și am decis, pentru că au venit foarte multe sesizări de la cetățeni, să facem un acord cu CECAR-ul și să mărim numărul celor care controlează. O să avem foarte multe controle anul acesta, o să începem cu acele asociații unde avem multe reclamații și oamenii au dubii că lucrurile merg în regulă. În funcție de, avem contractul pe un an, în funcție de ce vom găsi la aceste asociații, putem să-l mărim, iar în funcție de ce va ieși, le vom aduce la cunoștință proprietarilor problemele care sunt sau, dacă sunt lucruri mai grave, vom trimite și către organele competente. Aici vorbim de lapidări, e bani lipsă, diferențe între activ și pasiv, lucruri pe care noi le-am găsit la unele asociații, am luat deja măsuri, urmează să trecem prin filtru acestui control toate asociațiile din municipiul Drobeta.